Corupția este deci unul din motivele principale pentru care o țară nu se dezvoltă sau mai rău poate chiar să involueze. Și eu cred că și în cazul României nu suntem niciun fel de excepție. Corupția este unul din factorii principali care explică de ce avem o infrastructură proastă, școli insuficient dotate, un sistem de sănătate care de multe ori este gratuit numai ca principiu, un mediu de afaceri care se chinuie să poată să pătrundă pe piață pentru că de multe ori concurența este distorsionată. Deci pentru toate aceste motive, pentru toate aceste rezultate, cauza principală este corupția.